Există o explicație serioasă. În definitiv, 60 de ani de despărțire brutală și aproape completă au efecte. Memoria istorică a Basarabiei a scăzut odată cu timpul și e foarte redusă sau absentă pentru generațiile mai noi. A doua explicație e pur și simplu frivolă și scandaloasă. E vorba de o lipsă de cultură, de un soi de ignoranță care afectează, în primul rând, istoria națională. Pur și simplu, și vorbesc aici de oamenii mai tineri, există un dezinteres suveran față de orice istorie și față de istoria națională în special și o poziționare, aș zice, foarte provincială a un anumit gen de oameni care se consideră superiori, care găsesc în sfârșit un alt, o altă zonă, o altă țară, o altă populație față de care se pot considera superiori și față de care se pot poziționa arogant. Nu găsesc însă nicio scuză ziariștilor care manifestă o nepăsare și o suficiență extraordinară față de orice Moldova și care, apropo, nu înțeleg rosturile multor teme în discuție aici la Parlamentul European și devin interesați, ar putea deveni interesați de ce se întâmplă aici, numai în situația în care noi, de pildă, un grup politic sau altul, am reușit să organizăm pentru oaspeții noștri de presă un viol în parcul divizat.